Vineri 18 septembrie, într-un meci contând pentru etapa a 5-a Ligii Naționale de Handbal Feminin, disputat de la ora 17 în sala sporturilor de la Roman, HCM Roman a obținut doar un rezultat de egalitate cu SCM Craiova, scor final 26-26, după ce scorul la pauză fusese de 10-14. Conducerea clubului de handbal nu este deloc mulțumită de jocul fetelor, mai ales de prima repriză, când diferența de pe tabelă a arătat 4 goluri pentru echipa oaspete. Echipei noastre, o primă repriză care nu a decurs așa cum ne-am dorit, un joc foarte inexact, multe greșeli personale, ceea ce a condus la o diferență semnificativă pe tabela de marcaj. Pot în schimb să remarc repriza a doua, cu tot o altă atitudine, acolo unde am reușit să recuperăm cele 4, chiar 5 goluri diferență care au fost la un moment dat, dar din păcate nu a reușit să obținem decât acest rezultat de egalitate care pe mine personal mă nemulțumește. Conducerea clubului de handbal a purtat deja o discuție cu fetele, dar și cu staful tehnic pentru a încerca să mobilizeze toate părțile pentru ca jocul HCM Roman să fie unul de valoare. Am avut o discuție și cu conducerea tehnică și cu jucătoarele, le-am cerut o altă atitudine, o altă determinare și o motivație mai mare pentru a obține cât mai multe puncte în următoarele 5 etape. Miercuri și sâmbătă, HCM Roman se pregătește pentru alte două meciuri în care speră la victorie. Ne așteaptă o deplasare foarte grea la Ploiești. Miercuri începem cu ora 16, acolo unde vom disputa cea de-a 6-a etapă din Liga Națională, și sâmbătă de la ora 11 pe teren propriu, când vom întâlni formația din Slobozia. Înaintea meciurilor de sâmbătă, HCM Roman coboară pe locul al 7-lea al clasamentului Ligii Naționale cu 7 puncte. Etapa viitoare, miercuri 23 septembrie, HCM Roman va întâlni în deplasare CSM Ploiești.